Să ai încredere în tine, de fiecare dată când faci ceva. Dacă ți se pare că eșuezi, dacă ți se pare că ești prea slab sau prea gras, prea înalt, prea bidic, prea cu bistrui, prea cu dinții mai strâmbi sau mai drepți, ești tu. Ești tu și asta e cea mai importantă chestiune, cea mai importantă poveste. Când mă uit în jurul meu, adică când mă uit la voi, știu că am un videoproiector pe spate care vă fură foarte ușor atenția. Tocmai de aceea sper să reușiți să vă uitați și la mine și să și ascultați ceea ce vă spun. Pentru că am nevoie de încrederea voastră. Pentru că încrederea mea cumva e ceva care are nevoie și de interior și de exterior. Și de o confirmare a voastră, dar și de o confirmare a mea. Probabil că în anii pe care am trăit până acum am reușit sau nu să-mi demonstrez cine sunt, ce fac și ce pot să fac de aici încolo. În același timp am avut nevoie de aplauze din partea publicului, mă refer la aplauze confirmări sau reconfirmări. Da, ești bun. Da, ai emoții. Felicitări, ești pe drumul cel bun. Astăzi, în schimb, o să testăm încrederea la un alt nivel. La un nivel vizual. Mi-a venit așa o idee trăsnet în cap și zic, mamă, dacă fac treaba asta cu tine, o să fie super tare. Și mă gândesc să începem experimentul cât se poate de curând. Adică vreau să-mi ridice mâna doar acele persoane care au încredere într-o continuă negociere. Nu se simt foarte încrezători, au niște dubii, au niște întrebări. Ridicați mâna clar. Știu, e greu, n-am încredere, dar ridic mâna. E un pic groaznic. Bun. Adică vreau să vorbesc eu cu tine. Cum te numești? Dobre, Ariana. Ariana Grande. Ariana, zi-mi... Ai mai văzut așa ceva până acum? Da. Perfect, îl ascundem. Spune-mi, cum stai cu încrederea? Vinișor. Vinișor. Ce înseamnă încredere pentru tine? Ce înseamnă să ai încredere? Depinde. Încrederea în prieteni sau la general? Încrederea în tine. În mine? N-ai încredere în tine? Uneori. Acum ai încredere în tine? Da. Pentru că urmează un exercițiu important. Uite. Va trebui să ai încredere în tine, că ceea ce eu îți spun ție este corect, unul la mână, și spun că aici este încrederea ta. Ai încredere în mine, că asta e încrederea ta, da? Și eu am să te pun să faci ceva. Nu știu dacă ai mai făcut experimentul ăsta, l-am mai făcut de 10.000 de ori, că am zis că dacă o singură dată ratezi e grav. Atunci am încredere. Cum? Atunci am încredere. Ai încredere, că l-am făcut de 10.000 de ori, da, dar nu l-ai făcut tu. Prima dată arată-mi degetele, te rog mult de tot, să n-ai vreun inel, ceva, că e grav. Ok, sau vreun piercing intern, nu știu ce, se mai întâmplă ziua de azi. Bun. Ia acest ou și doar ține-l în palmă. Doar ține-l în palmă. Ok. Uitându-te mai la ei, ce simți? Nimic. Ok, e un răspuns corect. Și mai, e rece, să știi, e de la frigider. Da, e rece. Mai mult. E tare. Ok, nu e fiert. Apropo, nu e fiert, e crud, am uitat să spun asta. Ok. Ar trebui să mai simți ceva? Nu știu, zi-mi ce mai simți tu. Simți încredere, nu trebuie să te duci chiar la o zi, la produs în sine. Ce mai simți? Nimic. Ok, dacă ți-aș spune, deci doar îți spun, să-l lovești de pământ și ți-aș spune că nu se sparge, mai crede? Nu. Am stat un pic pe gânduri. Așa stăm în ziua de azi, mă, poate glumește, poate nu glumește. Bun, fiartă, vreau să ai încredere în mine. Bine, să stai un pic așa mai departe. Asta e încrederea mea, ce stai. Ok, bun. Și uite, facem împreună. Gata, asta e. Mă scuzați că stau cu spatele. Stai să nu fie vreun pic spate. Bun, eu m-am uitat pe internet, ca toată lumea, și nu pe YouTube la ce în trending la Abi. Vă rog frumos să nu povestiți despre cine a lăsat cablu, ce a făcut, ce adres. Și nici despre ce e pe YouTube, că e extraordinar de bine. Este fascinant, eu mă sperii. Zic, ia să ne ce a mai făcut. În fine, bun. Și am descoperit că acest ou, dacă știi cum să îl strângi, el nu se sparge oricât de tare ai vrea tu să-l spargi. Și atunci, ține-l fix în mână. Să știi că n-am fluturi în stomac, am emoții. Cum? Eu. Perfect. Bun. Uite. Ascultă tonul vocii mele
Și încearcă să nu strângi încă de acel ou. Acel ou reprezintă încrederea ta și este primul tău pas în care știi că, deși încrederea este fragilă, are o fragilitate anume, totuși te poți baza pe faptul că ai un început. Să spun că această minunată coajă, dacă știi cum să o strângi, ea te va proteja. Încrederea ta este în interior, da? Bun. Să nu bagi unghiile. Să nu bagi unghiile că te mănânc. Ok. Bun. Teoretic ar trebui să se spargă, nu? Adică ar trebui să facem pe aici omletă, corect? Zic bine? Da? Nu n-aud? Ok. Nu, n-ar trebui, vă spun eu. Ok, bine. Încep să strâng și eu, încep și tu în același timp, da? Poți să iei microfonul ca să-mi spui ce simți în timp ce strângi. Și faci splash. Și că ce-a făcut aia la bucle? N-a venit un tip cu un ou în mână și a început să-l strângă. Bine. Ok. Încep să-l strâng. Eu, deci pe bune, exact ceea ce spun asta fac, da? Să nu-l agiți. Și strâng. Mediu. Tare. Zici tu ceva tare. Păi asta e ideea. Trebuie să treci de primul pas. Mai tare. Mai tare. Mamă, fix spre fața mea. Strânge tare de el. Încerc. Mai tare. Fă omletă. Nu merge, e fiert. Nu este fiert. Este crud. Dacă vrei, îl sparge și să vezi că este crud. Pe bune. Deci, ok, încă o dată. Încearcă să-l spargi. Deci, închipuiesc că poți să-l spargi. Poate ai puterea minții atât de puternică încât să... Chiar pot. Ok, bun. Hai să vedem cât de tare poți să-l strângi. Tare, da? Tare. Reușești sau nu? Ok, asta e încrederea ta. Nu se sparge. Chiar dacă e fragil. E un ou, e crud, să știi. O să-l spargem la final dacă vrei. Este un ou crud. E pe bune. Nu mă crezi. Faci un pic să vezi. Ar trebui să nu se învârtă în momentul în care... Ok. E crud. Acum 20-30 de minute am fost în magazin. Mai încercăm o dată? Testează-ți încrederea. Da, e un exercițiu foarte practic. Știu, toți oamenii din jurul tău spun că nu o să reușești, că nu e pentru tine, că știi, ar trebui să renunți. Lasă fată, că sunt alții care sunt pe pile. Și tu zici, aulă, se sparge, se sparge, dar nu, pentru că tu ai încredere în tine. Și oricât de tare strângi, cu siguranță poți să reușești dacă te bazezi pe tine și pe informațiile pe care tu le acumulezi. Mersi, mă. Ce zici tu? Scuze. Poți să-l spargi. Da, poți să-l spargi, dar singura mea condiție e să-l spargi atunci când îl strângi în pumnul tău, fără să ai vreo verighetă, te-ai căsătorit sau mă știu. Ok, hai că mai ai timp. E ok, mai ai o șansă, nu-ți face griji. Începi? Stai cu microfonul, dacă se sparge, stau cum faci. Bine, încep în 3, 2, 1 și... Tare, mă, tare! De uite că eu nu stau de încrezător ca tine. Dar nu ți-e frică că o să fac... Nu-i așa? Strângi tare? A, unde sunt mușchii aia? Mai, deci fii atent, fără să-l mai învârți pe toate părțile, că tu la un moment dat faci vreo... Deci acum e momentul să-ți demonstrezi... Chiar... Nu, toată forța vreau. Tare. Vă rog eu să-l încurajați, dați-i un rând de aplauze, că nu merge. Tare, 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 tare! E ok. Cum e cu încrederea? Ba, cu e mai mic. La tine funcționează exact invers, că voi am avut 9, parcă m-am dus la 7. Nu poți să spargi un ou. Nu este vorba că nu poți să-l spargi, este vorba că și cel mai fragil are totuși o esență. Da? Fragil, fragil, dar nu știi ce ascunde. Așadar, dacă știi să te protejezi, ești în regulă. Gata, uite, ăsta e pentru tine, mulțumesc. Bun. Ești pregătită? Ce crezi? Ai suficientă forță să spargi acel ou crud? Nu știu. Nu te auzi? Nu știu. Nu știi. Deci nu e, n-ai încredere de 10 și nici de 9, dacă spui nu știu. Încrederea de 9 înseamnă da, pot. Da, reușesc. Ești pregătită? Da. Uite-te cât trei așa și încep să strângi acum. Hai, tare, tare. Mamă, nici m-am uitat la inele înainte. Tare, tare de tot. Știu că în prima fază îl strângi mai puțin ca să crape decât. Dar vreau să-l strângi cu toată forța ta. Eu îți garantez că el nu se va sparge. Orice îi face, el nu se sparge. Sincer. Asta vreau să spun. Eu am încredere în acel ou. Încrederea mea este în ou respectiv, că altfel mi se strică toată prezentarea. Îți mulțumim. Și să vă spun ceva ce am auzit așa întâmplător. L-am întrebat pe un individ, i-a zis, doamne, unde crezi tu că se situează încrederea ta? Și mă rog, el mi-a dat o glumă porcoasă. Mi-a spus unde e încrederea lui. Cred că deja aveți în minte răspunsul. Și am spus, nu, mai mult de atât. Unde se ascunde încrederea ta? Și mi-a zis că sunt momente în care încrederea se află aici
Și momente în care încrederea se află aici. Adică uneori ne încredem cu emoții, alteori ne încredem cu mintea. Suntem încrezători pentru că știm anumite lucruri, pentru că ne putem baza pe ele, pentru că stăpânim informația și alteori comunicăm la un anumit nivel. Inteligența emoțională, despre care cu siguranță ați aflat până acum, dacă nu citiți despre ea, că este importantă, și ne încredem în ea. Domnule, orice ar fi, mă încred în mine, că am puterea, că pot să trec peste orice mi se întâmplă. Bun. Exercițiul este în felul următor. Închidem ușa, ca să nu ne audă nimeni. Cine n-a venit până la ora asta, e deja prea târziu. Bun. Sper să vă pot vedea pe toți. Și acum vreau să vă alegeți una dintre cele două încrederi pe care vi le-am oferit un pic mai devreme. Dar înainte de a vă alege varianta, o să vă zic care sunt cele două. O, Doamne, nu te mai grăbi atât. Mai am timp. Bun. Vreau să știți sigur că vă asumați acel tip de încredere. Cu siguranță cu toți aveți un pic de încredere în voi. Dacă nu, vă dau de la mine, suficientă. Bun. Și o să vreau așa. Wow, o să fie dificil un pic. Deci, o să ne ridicăm, nu vă ridicați încă. Deci o să ne ridicăm, iar în momentul în care ne ridicăm, avem mâna ori aici, ori aici. Dar gândiți-vă un picuț, da? Ca să mă pun și eu jos. Adică să mă ridic în același timp cu voi, să facem exercițiu până la capăt, da? Nu în genunchi, stați neșiți, dar nu pot altfel să stau. Ok, sunteți pregătiți? Deci aveți două variante, cu sufletul sau cu mintea. Unde vi se ascunde vouă încrederea, da? Dacă sunteți cu sufletul, puneți mâna la suflet, e simplu. Și dacă nu, mâna la minte, creier, cap, frunte. În 3, 2, 1 și... Ok, rămâneți o vreme acolo pentru că vreau să imortalizez momentul ăsta. O să vă spun și de ce am făcut alegerea pe care am făcut-o eu. Dar vreau neapărat să și funcționeze telefonul. Vreau să vă asumați acest tip de încredere pe care îl aveți până la capăt, pentru că s-ar putea mâine poimine să vă gândiți ce s-a întâmplat. Ok, asta e prima poză, asta e cea de-a doua poză și gata, o să pot să le spun prietenilor mei de pe Instagram că am fost și eu la bucle. Bun. Hai să vedem. Mână la minte, nu minți. Așa, suflet cu mintea, încredere. Eu uite, mă, zici că sunteți patrioți. Perfect. Bun. Acum puteți să vă așezați. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați făcut parte din acest experiment care practic are peste 200 de tineri. Este extraordinar. Nu se poate ceva mai simplu decât în realitate. Ceva mai simplu și mai frumos. Am ales să am încredere cu sufletul, chiar dacă de multe ori s-ar putea să o dau în bară. Și asta pentru că ne este simplu să învățăm un speech, pentru că ne este simplu să facem înainte un research, să aflăm informația, după care să-i convingem pe cei din jurul nostru. Dar niciodată nu vom putea avea încredere în persoana de lângă noi sau în persoana pe care o avem în sufletul nostru dacă nu avem stabilită o emoție. Tocmai de-aia ne-au păcălit rețele de socializare, de-aia ne-au dat și furie, ne-au dat și like, ne-au dat și love, ne-au dat toate instrumentele ca să uităm de noi și să executăm cu toții în rețea. Suntem parte din rețea. Mulți dintre voi poate, nu știu, vă uitați pe telefon acum. Suntem parte dintr-o rețea, dar mi-ar plăcea să fim și în offline, la fel de conectați. Să ne spunem mai des, nu-mi place cum mă privești, mă bucur că ești aici, ești foarte tare, mestecă în continuare, mulțumesc că zâmbești, te iert, chiar dacă nu te uiți la mine, îmi pare rău. Sau orice altă emoție, să exprimați. Acum e simplu, ce faci? Bine, mă duc la petrecere. Cu fata aia cu mine, nu e niciun fel. Dar am văzut că ți-ai pus poză cu ea. Și tu, uite-te pe internet, hai că vezi acolo ce se întâmplă. Câți dintre voi doriți să deveniți YouTuberi? Du-te, tu nu cred. Nu vrea nimeni? O, Doamne, n-aveți curajul? El vrea să devină YouTuber? Ai văzut ce ai de făcut, da? Știi ce ai de făcut ca să fii în trend? Glumesc. Încrederea pe care o aveți voi în momentul de față este o încredere care va fi testată în următoarea perioadă. Atunci când vă așteptați mai puțin, atunci când credeți că puteți să cuceriți absolut tot, vor veni niște indivizi care probabil sunt foarte needucați sau n-au nimic altceva de făcut
și vor reuși în multe dintre, dintre cazuri să vă, să vă ducă la un 3-4. Și voi nu vă pregătiți pentru asta, pentru că voi vă pregătiți pentru orice altceva. Pentru facultate, pentru admitere, pentru bacalaureat, pentru simulări, pentru a vă îmbrăca bine, nu pentru a face față vieții neapărat din contextul ăsta. Și atunci încrederea voastră puteți să o treceți pe hârtie. Am încredere în mine pentru că... Și aici trebuie să completați cu gândurile voastre. Fac ceea ce îmi place, pentru că muncesc din greu, pentru că mă simt apreciat. Nu știu, încerc să nu vă adaug niște cuvinte care probabil nu sunt ale voastre. Dar dacă nu vă pregătiți pentru mai târziu, exact ca vorba aia părintească. Vezi că nu tot ce zboară se mănâncă. Cam așa e, pe bune. Și nu vine nimeni să vă ridice. Vă zic că, lasă-mă, mi-ai cu tu acolo, fii tu sănătoasă până mâine. Ce mă interesează pe mine de tine? O să-mi dau like-urile alea din complezență. Așa se întâmplă. Când vă este lumea mai dragă, se poate întâmpla nebunia asta mai puțin plăcută. Era o vorbă care spunea că atunci când sunteți mari, să păreți mici, și atunci când sunteți mici, să păreți mari. Analizați un pic treaba asta. Nu vă dați prea mari, nu vă lăudați prea mult, apreciați oamenii din jurul vostru, criticați din ce în ce mai puțin, apropo de bullying. Asta nu e o poveste de ieri de astăzi, e o poveste de când lumea și pământul. Am trăit și eu chestii de genul ăsta. Voi le trăiți la un alt nivel, voi sunteți bozați, Photoshop-ul e în floare, e simplu să-i pun o fundiță, să-i pun orice. Dar dacă voi știți cine sunteți și reușiți să vă asumați, nimeni și nimic nu vă doboară. E foarte simplu, dar trebuie să testați. Și ca să ajungeți la căldura confortului, trebuie să treceți prin frig. Deci pregătiți-vă să fiu un pic... Am încercat să elimin tot ce era în jurul meu și nu-mi făcea bine. Și nu mă refer la acel feedback negativ, constructiv. Mă refer la oamenii care îmi stăteau în cârcă degeaba. Oamenii care mi ocupau din timp, oamenii care nu vedeau în mine ceea ce vedeam eu în mine, oamenii care îmi spuneau nu, nu se poate, nu există, nu e pentru tine. Deci eu zic, ba da, eu simt că este și pentru mine. Prietenii care nu mi erau prieteni. Că e chestia asta. Eu când văd pe cineva că mă laudă prea mult, zic, opa, stai puțin, ce vrea asta de la mine? Ok, îl bag în emisiune. După, dar ce mai vrea de la mine? În fine, ideea este că încrederea pe care eu o am în mine este influențată de persoana mea, de gândirea mea și de mediul înconjurător. Nu sunt singur pe lumea asta. Dar e fantastic să ai încredere în tine. E fantastic să mergi mai departe orice s-ar întâmpla. Doamne ajută! Să știi că mă trezesc la 7:30, cel târziu, merg la primul job în București. După primul job mă urc în tren, fug. Cam și cheie de aia de pontaj nebunii. Mă duc către tren uneori, stau așa înghesuit în CFR, după care bam, ajung în stație în Ploiești Sud, mă duc la emisiune, emisiunea asta e pregătită înainte. Am ajuns, mă văd cu invitatul, fac emisiunea, mulțumesc, la revedere, am coborât, mă duc la tren și am ajuns acasă la ora 23 cu metrou, bam, toate cel. E o minciună asta. Cine vă spune că, domne, am foarte multă încredere, nu miroase bine. Sunt doar, eu mă consider un om stabil. Și adică sunt sigur de anumite lucruri, mă înspăimântă multe alte lucruri, dar am reușit de fiecare dată să merg mai departe. Înțelegi? Deci cam asta e încrederea. Și n-am avut-o întotdeauna. Mi-au dat-o părinții. Știi, când te iau în brațe, când te cresc, de acolo ar trebui să înceapă toată încrederea. De foarte multe ori am avut oameni care au început să-mi pună bețe în roate cum s-a mișcat un pic mai bine treaba. Deci asta e partea mai puțin plăcută. Și au fost foarte multe momente în care am avut de învățat și în care am de învățat în continuare. Adică nu este totul perfect, nu este totul 100% bine. De la calitatea imaginii, la calitatea conținutului, calitatea invitațiilor, eu cât de pregătit sunt sau cât de bine dispus sunt, că treaba asta cu elevii, cu tinerii, cu studenții, nu e atât de ușoară. Voi când veniți în emisiune, veniți cu niște așteptări. Voi veniți acolo să demonstrați, deși eu vă spun, nu trebuie să demonstrați, trebuie să fiți sau e important să fiți. Cam asta e. Fiecare hop este o nouă provocare. După ce înveți ceva, după ce îți place ceva, da? Să spunem că ai un crescendo, o să ai un hop și te duci ușor în jos și atunci e momentul în care începi să înveți. Și în momentul în care începi să înveți și ai dat de greu și suporți, începi să te urci la loc. La hop-ul. Da, îți dai seama, tot timpul. Să mă urc în tren, în CFR. Și cât de, deci, mamă, e o nebunie totală pentru mine. O să fac un protest și eu, ca ăștia din Victoriei cu Uber. În fine.
Mi-am dorit să fac radio, am făcut radio. După ce am făcut radio, am vrut să fac mai mult de atât. M-am gândit că nu sunt de TV, că n-am zis să fac la televizor. După care mi s-a spus că trebuie să-mi aleg un alt job, că radio-ul dădea faliment. Și zic, ok, și am bătut la câteva uși și am zis, am proiectul ăsta cu tinerii. Mi se pare că pot să fac și altceva. Înainte de a vorbi cu tinerii, vorbeam cu oamenii mai mari de vârstă, aproape de miezul nopții. Aveam o emisiune la radio, se numea Metronet în noapte cu John, dar sunt foarte puțini cei care știu asta, probabil e foarte mică. Și oamenii sunau și aveau tot soiul de întrebări dubioase. Mi-am dorit să fac ceva în acest domeniu, îmi doresc să fac și mai mult de atât. Vezi, ăsta e hopul meu. Acum învăț, iar învăț. Mama e de învățare, mă doare cap. Așa. Și da, chiar îmi doresc să fac lucruri în viața asta pe care o am, să fac ceea ce îmi doresc. Nu să fac ceea ce vor alții, nu să fac lucrurile doar pentru bani, nu să fac pentru că fac și altceva. O responsabilitate foarte mare, să spun eu asta acum aici. Pot să ofer sugestii, dar pe care ei nu cred că vor reuși să le pună în practică pentru că e trendul. Să-și dezactiveze Snapchat-ul. Să își aloce o oră. De ce să și-l dezactiveze? Pentru că își pierd vremea cu zilele pe Snapchat. E bun asta. Deci, ce pot să fac altceva? Să vadă cu prietenii respectivi. Să stea pe rețele de socializare într-un mod constructiv. Dacă au o pasiune, să vorbească despre ea. Și nu doar despre make-up. Că nu doar make-up-ul este în zona asta. Știu că sunteți pasionate. Știu că aveți niște influencere care vă fac viața frumoasă. Dar nu. Încercați să vă analizați o zi, cum arată ea și vedeți de unde puteți să mai ciupiți un pic și să faceți ceea ce vă place. Ba chiar v-aș sugera din tot sufletul să citiți. Pe bune. Nu învățați pentru facultate, nu mergeți la facultate decât dacă vă doriți cu adevărat. Eu am tineri care sunt la supermarket după master, serios, care lucrează aici aproape. Să aveți încredere în voi, să faceți lucruri faine, să iubiți fără să vă spună ceilalți ce să iubiți, pe cine să iubiți, să fugiți mâncând pământul dacă vi se pare vouă că nu miroasea bine, să nu vă fie frică de fugă, nu confruntați oamenii care vor treaba asta și să aveți grijă de voi. Mulțumesc!